Pace și bună seara tuturor! Este penultima noastră întâlnire, nici nu-mi vine să cred că am ajuns la cea de-a șaptea întâlnire. Urmează ultima întâlnire în mai, va fi un pic devansată și va fi despre viciul dumnezeiesc, mânia. Un viciu pe care, singurul viciu pe care îl împărțim cumva cu Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu și mânia omului. Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Revenim la textul pe care l-am citit în prima noastră întâlnire, de unde sunt extrase cele șapte păcate capitale. Și este un text interesant plasat în context. Dacă ne uităm în sus și în jos, vedem că lenevirea nu apare la întâmplare acolo. Este precedată de ceva, este precedată de chezășie pentru bunuri, și este urmată de curvie, de răutate și curvie. Foarte interesant, în teologia patristică aceste păcate sunt înlănțuite cam în felul următor. Și curvarul, și lacomul, și leneșul au aceeași boală. Caută să-și apropie prezentul cumva, să caute calea cea mai ușoară. Te împrumuți din stânga și din dreapta, te pui chezaș pentru altul ca să se împrumute, apoi te împrumuți și tu ca să îți asiguri un confort mai rapid și cât se poate de repede să ajungi la standardul de viață pe care ți-l planifici. Nu sunt tânăr, sunt la început de viață, vreau și eu. Generația mea face parte încă din generația lui ori-ori. Am un prieten care are acum 50 de ani, este mai în vârstă cu ceva ani ca mine și în vremea lui Ceaușescu, am mâncat la lactobar pentru vreo câțiva ani buni de zile numai corn cu lapte bătut și iaurt ca să-și cumpere Dacia. A așteptat 7 ani, 70.000 de lei a pus deoparte pentru că știa ori Dacie, ori mâncare. Și a ales generația dumneavoastră, mai tineri, sunteți generația lui și vacanță în Caraibe, și mașină, și cu tare, și cu tare, și cu tare, așa că trebuie să vă apropiați aceste lucruri cât mai repede. Dacă găsim calea cea mai ușoară, vorba lui Mitraș Duda, și împrumutul din bancă ne scapă de o povară dumnezeiască, anume de creativitate. Și ne ucidem creativitatea, găsirea de soluții altele decât cele mai ușoare. Așa că stai degeaba și cum stai degeaba mai mult, încep să se aprindă burhăile în tine și atunci, bineînțeles, te gândești, vorba proverbului, la femeia altuia. Practic, leneșul lucrează împotriva naturii sale. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru spune, eu lucrez și Tatăl meu de asemenea lucrează. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu ergofil. Nu, nici în primul rai, raiul edenic, nu i-a dat lui Adam de stat degeaba, ci l-a pus să îngrijească o grădină și se pare, dezamăgire, cum v-am spus și altă dată pentru mulți dintre dumneavoastră, nu vom sta să cântăm pentru o veșnicie la harfă, nici aripioare nu vom avea, ci vom lucra în raiul escatologic, vom lucra, mare dezamăgire pentru cei care nu iubesc munca. De fapt, dacă mă gândesc bine, n-am întâlnit pe nimeni care să nu iubească munca. Nu-și iubește munca lui, dar iubește altă muncă. Eu nu cred că în sala aceasta este vreun leneș autentic. Am o teorie. Nu cred, așa cum nu cred că există afon muzical, nu cred că există vreun leneș autentic. Nu cred că este vreo ființă creată după chipul lui Dumnezeu, oricât de corupt ar fi, care să fie atât de corupt încât să devină leneș în esență, pur. Dar despre asta vom vedea imediat în ceea ce urmează. În pregătirea pentru aceste conferințe am dat peste o carte, de fapt mi-a dăruit-o cineva mai de mult, încercând să mă oprească, cartea lui Tom Hodgkinson se numește Ghidul Leneșului. Am studiat din scoarță în scoarță această carte, foarte interesantă, mai puțin două capitole, toxică pe alocuri, dar interesantă pentru că facem un excurs prin literatură, prin poezie, prin istoria artei și la un moment dat autorul critică textul pe care îl vom citi imediat în următoarele momente și anume spune ce fel de religie este aceea care ia exemplu de la furnică. Păi, dragii mei, atunci să aruncăm toată literatura antică la coș.
toate, adică păstrăm fabulele lui Esop, da? Dar aruncăm la coș textul biblic din Proverbe 6, nu suntem puțin ipocriți. Să aruncăm abecedarele. Apropo, abecedarele au foarte multe exemple din lumea animalilor. Da? Deci nu putem opera cu două măsuri, așa i-aș răspunde autorului acestui manual pentru leneși rafinați, așa spune titlul cărții. Aș vrea să ne ridicăm, să citim acest text, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Este în Proverbe 6, de la 6 în continuare, până la versetul 11. După aceea voi rosti în seara aceasta o altă rugăciune. Sper să mă iertați cei care aveți poticnire la acest lucru, dar vom alege o rugăciune scrisă de cineva în loc să ne rugăm liber. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de mâncări în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Amin. Aș vrea să citesc o rugăciune a lui Efrem Siru. Se sărbătorește în 28 ianuarie, chiar de ziua mea, în Biserica Ortodoxă. Eu sunt baptist și am rămas baptist și voi rămâne baptist până la sfârșitul vieții, dacă îmi va ajuta Dumnezeu, dar aș vrea să vă citesc această rugăciune dintr-o formă de lene, dacă vreți. Uneori trebuie să ai o formă de lene sănătoasă, adică să nu mai improvizezi tu, să citești rugăciunea altora, că s-ar putea să îți vină idei noi. Și așa, în atmosferă de rugăciune, aș vrea să vă citesc această rugăciune excelentă pentru orice început de an, orice început de primăvară și, de ce nu, orice început de zi de lucru. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi-l mie, slugii tale. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Vă rog să luați loc. Sper din toată inima că după conferința de data trecută nu v-ați apucat dramatic de slăbit. Este nesănătos și v-am avertizat. Nu orice om supraponderal este lacom și nu orice slab este ascet. Eu, spre exemplu, după 130 de ore de post, când am ajuns acasă, atunci m-am uitat la două sticle de apă fără ochelari și s-au pus deja 2 kg, imediat. Am făcut greșeala să mă uit prin sticlă transparentă. Nu glumesc absolut deloc. Metabolismul unora dintre dumneavoastră vă joacă feste și el se disciplinează numai la specialist și apelați la specialist, nu după ureche și nu după predici. Predicile nu vă ajută la acel aspect, ci vă ajută specialiștii. Nu toți bogații sunt avari, nu toți săracii sunt generoși. Condiția prezentă a unora dintre noi nu este o ilustrație a patologiei spirituale prezente. După cum vom vedea, leneșul are o patologie foarte complexă și lenevirea ca atare. Apropo de români, se spune că românii sunt leneși. Este un mit. Românii nu. Și se spune, românul s-a născut poet, neamțul s-a născut harnic. Uitați-vă că se contaminează. Nu cred. E adevărat, cuvântul lene vine din spațiul balcanic, cuvântul este de origine slavă, dar noi avem un mod haotic de a fi harnici. Noi nu muncim, noi facem treabă. Ce faci? Fac treabă. Deci, noi nu muncim, noi robotim. Deci dacă veți merge pe ulițele din Oltenia, din Moldova, din Ardeal, de peste tot din țara asta, toată lumea face treabă. De exemplu, se spune asfalt. Se pune prost.
Aia e roboteala. Oamenii aia fac treabă. Nu-i poți acuza că oamenii nu muncesc. De aceea aș vrea să ne uităm la o anumită taxonomizare a lenevirilor. Adică taxonomie înseamnă să facem un fel de catalog, un fel de categorisire, să încercăm să punem pe raft, pentru că nu este așa de simplu. Cei care sunt admirați că sunt harnici. Deci uite ce om harnic. S-ar putea să nu fie chiar așa de harnic cum îți imaginezi. Spre exemplu, unul este foarte harnic ca om de serviciu, ca măturător, este extrem și peste tot, e spirit. Dar știți de ce este așa de performant într-o muncă inferioară? Pentru că este lene să perfecționeze, să fie un foarte bun instalator. Și atunci performanța lui în munca de jos este complacere în a nu-și cultiva darurile și a nu face ce lucrurile de care este în stare. Sau mai este o altă perversiune a naturii umane. Am o cunoștință, nu-i pot spune prieten, am o cunoștință care este un avocat mediocru și el știe acest lucru și admite. Zice, decât să mă duc în sala de tribunal cu gentuța, mai bine dacă îmi desenez undeva pe perete, mă dau de 10 ori cu capul acolo, m-aș duce și aș face-o cu bucurie decât să nu-mi place, nu-mi place. Mama mi-a spus, du-te, fă-te avocat, du-te și m-am dus. Știți ce face după ce termină cu ședințele din sala de tribunal? Aproape că își minte nevasta câteodată să duce, să strecoară, a închiriat undeva în oraș un atelier, se îmbracă în salopetă și meșteșugărește tot felul de lucruri absolut superbe cu mâinile lui. Omul ăla, în esența lui, este un meșteșugar. Dacă se pierde în atelier, nu mai poți scoate de acolo și acolo este harnic. Ca avocat, este leneș. Este această persoană o persoană ratată dintr-un punct de vedere, da. Și-a ratat chemarea, și-a ratat vocația și implicit a devenit un om leneș în slujba lui. Vedeți că lucrurile sunt un pic mai complicat. Soția mea m-a surprins, știind pentru ce mă pregătesc, m-a surprins cu o afirmație. În topul harnicilor pentru mine este furnica, Albina și Natalia. Pe Natalia niciodată n-am văzut-o odihnindu-se, nici măcar în concediu. Când suntem în concediu, îmi pregătește pentru copii tot timpul și îmi spune un lucru absolut surprinzător. Spune, cu toții suntem leneși. Cu toți avem o formă de lenevie care ne ispitește. Și vă citez, am încercat să redau cât se poate de exact ce spune ea. Sunt multe feluri de lene sau stări pe care alții le pot identifica la noi drept lene. Spre exemplu, împietrirea într-o stare înainte de începutul unui lucru sau unei lucrări, numai pentru că te temi de reușita acelei lucrări. Te temi de sfârșitul acelei lucrări. Atunci începi să stai degeaba, nu mai lucrezi pentru că nu vrei să termine. Sau pentru că nu știi ce se întâmplă când vei termina. Nu cunoști calea spre săvârșirea faptei după care, de care te-ai apucat. Sunt leneși care stau împietriți în fața lucrurilor numai pentru că sunt în căutarea unei soluții alternative sau sunt complexați de sarcina imensă care le este dată. Și atunci amână, este, și Dorin ne poate spune, este blocajul scriitorului când se scrie prima frază dintr-o scriere. Cele mai pe vremea când se consumau hârtii, cei care se apucau să scrie prima frază la o compunere, la un eseu, la orice scriere, umpleau coșul de hârtii cu prima pagină, prima frază era întotdeauna ratată. S-a întâmplat să vedem o astfel de lenevie. Joi am văzut un documentar despre niște tineri care au realizat un dispozitiv extraordinar. Și vor câștiga foarte mulți bani pe chestia asta și au muncit foarte mult. Este un fel de mănușă care transformă mișcarea mâinii în impuls electric și dacă ridici mâna, să stingi lumina, dacă lași mâna cu viteză, să aprinde lumina, să stinge lumina în funcție de mișcarea mâinii. Cum le-a venit ideea? Asta este interesant. Mărturisește vinovatul. Zice, eram în sesiune, eram în pat și mi-era așa de lene să mă ridic să sting lumina. Era lumina aprinsă, să mă ridic să sting lumina. Și atunci mi-a venit o idee. Ce ar fi dacă aș avea un dispozitiv din asta să ridic mâna să stinge lumina, să dau mâna în jos și să aprindă lumina? Și știi ce au făcut? Au muncit sute de ore. Proiecte, desene, lipituri, încercări ca să realizeze proiectul respectiv. Este omul acela leneș? Este. Este leneș? Nu este leneș. De ce? Pentru că a găsit ceva pe care să focalizeze și a găsit locul și competența în care să se manifeste ca un om care muncește. Dacă te uiți la... uneori ne uităm și spunem și ne întrebăm de ce marii bucătari, șefi, da? Cei care sunt la marile restaurante sunt majoritatea bărbați. Păi o explicație simplă, pentru că bărbații sunt mai leneși decât femeile. Și atunci caută soluții rapide și reușesc uneori să găsească scurtături.
câteva exemple de leneviri, mai multe feluri. Lenea în formă pură, după părerea mea, nu există, ea e învecinată cu coma și nu o putem găsi în natură, în formă pură. Dar găsim tolăneala, găsim chiulul și, apropo, ca să chiulești, îți trebuie foarte multă muncă, să sar gardul, să te uiți după profesor dacă nu cumva au intrat, să te ascunzi, să dai mesaje mincinoase pe telefonul mobil și așa mai departe. Lâncezeala sau pierdere de timp, de exemplu, tai copacul cu lama pentru că ești plătit la oră, nu ești plătit la realizare, nu? Aceasta este lâncezeala în muncă. Mahmureala. Cei care au amestecat băuturile ne pot explica cum este să te muzi pe un scaun pe celălalt. Somnul de la amiază prelungit, spre exemplu. Lenevirea în pat dimineața. Zăcutul din tristețe sau depresia minoră. Zăcutul ipohondrului sau a bolnavului închipuit, care caută să câștige timp și spune că este bolnav, conștient fiind că nu este chiar așa de bolnav. Sau o altă formă de lenevire, una dintre cele mai interesante pe care le găsiți la marile companii. Zice, și te învață ăia mai bătrâni, zice, băi, tu cine crezi? Ești chiar, te dai aici mare, că ești hain, tu vrei să faci norma? Deci uite așa, dacă vrei să tragi chiulul, iei o foaie de hârtie în mână, scrisă cu ceva și alegi prin instituție. Nimeni nu se lege de tine, pentru că ei cred că ai o țintă. Și te plimbi așa, de la un etaj la altul. Asta este o formă de furt de timp de la angajatori. Sau ce am văzut cu ochii mei când făceam practică, norma pe trei strunguri era de 6 șuruburi. Bineînțeles că să trage chiulul, ascuns pe sub țevile de căldură, de la întreprindere, cum era atunci ei să facă, ne plătesc, noi ne facem că muncim, erau cele trei șuruburi care erau realizate în ziua respectivă, cu alte trei de la celălalt strung, în total 6 din 18. Și când venea controlul, maestrii ne-au învățat. Băi, mulți faceți așa, iai șuruburile, le pui pe strungul ăsta, când vine la strungul următor, le pui pe strungul ăsta și când vine la strungul următor, le pui pe strungul ăsta. Vă mai mirați de ce nu merg lucrurile bine în țara asta? Și în felul ăsta, pe hârtie, noi ne-am făcut planul. În realitate, lipseau 12 șuruburi. Lenevirea de concediu, asta îmi place cel mai mult, lenevirea de concediu, revendicarea dreptului la stat în compensare pentru ceea ce am făcut, adică pentru alergat pe holuri cu foaia de hârtie. Blocajul din complexul de inferioritate, cum am văzut, blocajul scriitorului, cum se mai numește, ezitarea sau zăbovirea în indecizie în fața unui proiect mare, complacerea infirmului în infirmitatea lui. Vă mai aduceți aminte, anul trecut ne-am uitat la capitolul 5 din Ioan, când Domnul îi pune o întrebare ciudată slăbănocului din Ioan, capitolul 5, mai vrei să te faci sănătos? Dacă mergeți în spitale, veți găsi clienții spitalelor sau clienții pușcăriilor, cei care s-au învechit în starea aia, cărora începe să le placă în infirmitatea lor și începe să le placă în pușcărie, zice, domnul pastor, păi da, 3 mese? Cine îți dă 3 mese în libertate? Acolo e sigur, ce e sigur? E sigur, asta este o formă de lene. Pensionarea în avans. Ups, văd fețe încruntate. Pensionarea în avans, ești sănătos tu, nu-ți dai seama, mai ales bărbații, nu-ți dai seama la ce te expui. E bine prima lună, după care vei tânji să mergi din nou la lucru în mod regulat. Pentru tineri, o școală nouă, doctorat, postdoctorat, post-postdoctorat, postdoctorat și bursă de cercetare, de ce? Pentru că ți-e frică să intri, cum spunem noi, în câmpul muncii. În sfârșit să te faci util societății, ești veșnic student. Dolce far niente, pentru asta nu există traducere. 18, siesta mediteraneană. 19, preumbrarea fără scop, rătăcirea prin oraș, vagabondajul modern. Sau, îi spunem noi, plimbare de sănătate. La o țigare. Fumatul ca socializare sau de unul singur, crâșmăreala, că altfel n-am, sau a 22-a, cumpărăturile cu ochii prin vitrine sau molizarea orășeanului, mers prin mall, prin polus, da? De aici vine poluare. Instituția băncuții din Oltenia din fața porții, stau cu capul în baston. Dacă mergeți, de exemplu, în Cipru, veți vedea exact același obicei balcanic de a sta cu bărbia și să uită la trecători. Calimera, calimera. Și te petrec cu privirea, după care discute despre tine. Ăsta cine o fi? Bârfa în sine este o formă de lene, pentru că în loc să fii confruntațional, în loc să-l confrunți pe cel care ai o problemă, alegi care cea mai scurtă și bârfa este o formă de lene. Flirtul. Flirtul este o formă de lene. Fetelor,
veți avea bărbați leneși, garantat, pentru că sunteți o pradă prea ușoară. Curtarea unei fete presupune muncă, presupune creativitate, presupune să-ți vină idei. Ce fel de lume este asta în momentul în care se duce tânăr de 17 ani în oraș și ea îi plătește consumația? Și ea îl invită, și ea îl sună, și ea îl curtează. Este garantat cu semnătură că acel individ va fi un bărbat leneș pentru că este programat. Vă pot număra 101 de forme de lene în aceste multiple manifestări ale ei. Lenevirea este libertate sau asediu? Vă citesc introducerea din Ghidul Leneșului. E plăcut să fii leneș, spune el. Această carte își propune să preamărească lenevia și să declanșeze un atac împotriva culturii muncii din lumea occidentală care i-a înrobit, demoralizat și deprimat pe atât de mulți dintre noi. Lenevia înseamnă libertate, spune el. Dar nu a fi liber să alegi între una și cealaltă, între o firmă și cealaltă, într-o locație și cealaltă, este libertatea de a ne trăi viața așa cum vrem, spune el. Fără șefi, fără salarii, fără navetă, în consumerism și în datorare. Lenevia înseamnă distracții, plăcere și bucurie. Ia auzi, până acum n-am întâlnit nici măcar un singur leneș fericit. Majoritatea, de ce? Și unii dintre ei atei, au sentimentul de apăsare, de inutilitate, de vinovăție și n-am găsit până acum prea mulți, deși este un nou trend. În 2004-2005 a fost o conferință la Oxford, a rezultat o carte într-o serie, cele 7 păcate capitale, scrisă de o doamnă, nu-i spun numele, nici titlul cărții, nu vreau să-i fac reclamă, absolut toxică. Este un nou trend, știința de a fi leneș, de a te transforma în leneș programat. Dragii mei, lenea este o stare de asediu, nu-i descrie Scriptura. Te complici să fii leneș. Toți teoreticienii lenii, apropo, cartea respectivă este publicată de Oxford University Press. Conferința respectivă a fost ținută la Oxford. Și îmi vine în minte cuvântul Scripturii care spune s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Lenea te face prizonier și cei care sunt teoreticieni ai lenevirii vorbesc despre cumplita muncă de a te opri și de a lenevi. Este extrem de dificil să devii leneș. Trebuie să faci niște eforturi mentale de a depăși condiția de a fi după chipul lui Dumnezeu. Dragii, mi spuneam că nu există leneș autentic. Eu nu cred că există leneș autentic și niciunul dintre noi nu suntem leneși în adâncul inimii. Pentru că problema noastră nu este lenea. Problema noastră este identitatea. Problema noastră este vocația. Problema noastră este chemarea. La fel ca avocatul ratat. La fel ca meșteșugarul care își găsește de lucru și de treabă în altă parte. Problema lenevirilor noastre este că nu identificăm cine suntem, de ce ocupăm locul în care suntem și nu identificăm bine pentru noi ce înseamnă acum și aici, util. Lenea și lenevirea, înrudite cu avariția și cu lăcomia, sunt patologii ale amânării, cum spuneam, ale discroniei și distopiei. Ce înseamnă aceasta? Lenea, ca și celelalte vicii despre care am discutat până acum, sunt toate stări pervertite, fie ale primului rai, cel edenic, cum este mândria, dorința de a fi ca Dumnezeu, invidia, dorința de a-L depăși pe celălalt, avariția, dorința de a cultiva grădina, da? Pervertirea ale primului rai, fie tânjiri după al doilea rai, cel escatologic, desfrânarea, libertatea de a te înfrunta din masa pe care ți-o pregătește Dumnezeu, desfrânarea, lăcomia pântecelui, Dumnezeu ne cheamă escatologic la o masă, nu? Finalmente. Și iată odihna escatologică. El mă duce la pășuni verzi. În descrierea raiului, cum e raiul la dumneavoastră, nu? Discutam data trecută. Păi acolo unde ne cântă popa, ne vom odihni la pășuni verzi. Raiul este văzut ca o odihnă. Din cauza acestei odihne, care este o programare eternizabilă pentru noi, o veșnică odihnă activă, noi încercăm să ne apropiem viitorul. Și problema pe care o avem este nu că ne împietrim în inactivitate și devenim leneși catatonici, nu ne mai mișcăm, ești cu privirile în gol și nu se mai întâmplă nimic, ci suntem doar deviați. Diavolul este specialist în devieri, este specialist în oglinzi deformate, este specialist în virusare, în reprogramare. Cred că ideea asta de virus, de computer, este una dintre cele mai bune imagini ale modului cum lucrează diavolul. Îți ia un program bun care a fost implantat în tine, îi schimbă câteva cifre și a pervertit totul.
Leneșul este tot timpul ne la locul lui. Aici pentru el și acum pentru el sunt greșite. Ar fi trebuit să facă, să fie în altă parte, să-și petreacă timpul diferit în conformitate cu vocația, chemarea și slujirea sa. Talentele sale, însărcinarea sa istorică. Dar cine se gândește la astfel de lucruri? Trebuie să presupui un creator inteligent care ți-a fixat un loc pe pământ. Trebuie să ai o paradigmă macrocosmică, adică să te gândești la un plan mare în care și tu ești parte, ca să nu fii leneș. Trebuie să te gândești la un Dumnezeu suveran care fixează locurile ca un împărat și spune tu aici, tu aici, tu aici, tu aici, tu cu vocația asta, tu aici. Și dacă îți spune tu trebuie să fii mediocru, tu trebuie să fii înascuns, tu trebuie să lucrezi ca o cârtiță, să nu te vadă nimeni, să n-ai celebritate și să spui da, să trăiți. Domnul face tot felul de lucruri din acestea, de chemări neconvenabile. Ia pe pescari care câștigau foarte bine și le spune, vă voi face pescari de oameni. Am devenit foarte nepopular pentru studenții din anul întâi și întotdeauna le spun lucrul acesta șocant. Când vin la școală, le spun, ați venit la școala de teologie, da? Bravo! Și voi vă imaginați că la școala de popi, acum, seara, în fiecare seară câte o părtășie. Și au așa, ia să vedem unde sunt servicii în Oradea. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, tineret, duminică, din nou slujiri, grupuri de părtășie, repetiții pentru fanfare, repetiții pentru grupuri de închinare. Auzi, terminați cu astea. Deci, locul vostru este în bibliotecă, cu o foaie de hârtie și cu un creion. Păi cum și noi să nu mai facem misiune? Lasă că faceți misiune când vă chem eu. Nu faceți misiune de capul vostru. Pentru că se întâmplă ceva magic. Întotdeauna când este sesiune în campusul nostru, camerele sunt curate impecabil. Pentru că studentul, când este sunt 7 zile până la examen, dintr-o dată observă că nu toate cărțile sunt aranjate corect în bibliotecă. Observă că are ceva zgrăbunțe pe covor și trebuie să facă și face treabă. Deci el se apucă și se duce la colegul lui care taie iarba, zice, nu vrei să te ajut? Și se duce după aia la cantină și face, frate Dorel, administratorul nostru, vreau să mă unde, deci unde, a curățat cartofi, ar face orice altceva. Dar, dragii mei, cu mare hărnicie, cu mare hărnicie în loc să învețe. Care-i chemarea lui? Care-i slujba lui? La treabă, tată. Să înveți, să bagi nasul în carte, nu cu burta pe carte, cu burta pe masă și cu ochii în carte. Vedeți, asta este stratagema celui rău. Devii harnic, dar ne la locul tău. Cu totul distopic și cu totul discronic. Asta înseamnă distopie. Să fii în alt loc, în alt topos. Să fii într-un alt timp decât timpul tău. Ce este lenea de fapt? Foarte greu de găsit definiții. Dicționarele noastre ne plimbă între indolență, un fel de anesteziere lăuntrică, delăsare, somnoros, inert, și așa mai departe. Lenevirea este temporară, este acută. Trândăvia este cronică, starea cronicizată. Între aceste două, dacă ar fi să le pun în termenii timpurilor grecești, lenevirea este aoristică, te apucă din când în când. Așa, zice, acum mai trag un pui de somn. Trândăvirea însă începe să devină o cronicizare a acestei stări de, i-aș spune eu, de activitate greșită. Lenevirea este o activitate și ea la rândul ei, dar cu totul deviată de cel rău, distopică și discronică. Este interesant că în tradiția patristică, Achedia este înrudită cu tristețea. Foarte interesant. Dacă citiți la Arșe, manualul patologiilor spirituale din care am mai citit, vă dau un citat foarte interesant. Parcă se uită la timpurile noastre și toate aceste lucruri au fost intuite de Ioan Casian, Diadoh al Foticei, Isaac Siru, Ioan Scăraru, Simeon Nou Teolog, Ioan Gură de Aurestiu, sinteza cele ce spun ei. Achedia corespunde desigur unui anumit stări de lene, un soi de plictis, dar alături de acestea mai cuprinde și în sine lehamete, silă, urât, lâncezeală, moleșeală, descurajare, toropeală, lipsă de grijă, amorțeală, somnolență, Achedia împingându-l pe om la somn fără ca el să fie cu adevărat obosit, îngreuiarea trupului și a sufletului. Există în Achedie un sentiment de insatisfacție vagă și generală, astfel încât pe omul aflat sub stăpânirea acestei patimi nu-l mai interesează nimic. Găsește toate lucrurile lipsite de sens și fără rost. Nu mai așteaptă nimic de la viață. Achedia îl face pe om nestatornic cu sufletul și trupul.
mintea, foarte interesant mi se pare, parcă s-ar fi uitat pe, din spatele nostru, pe ecranele noastre de computer. Mintea, incapabilă de a se fixa, trece de la un lucru la altul. Muncești la un proiect, ping, you've got mail, ping, un mesaj pe Facebook, ping, și zici, numai 5 minute. Se transformă în 45. Muncești la un proiect, ești aproape de o idee, simți că se clocește, simți că imediat dă să iasă, simți, zici, dom'le, dar ia să vedem oferta de la cutare magazin de articole sportive, articole de pescuit, de haine online, oare ce mai este? Dar numai 5 minute și se transformă în 50 de minute. Zici, acum a trecut timpul extraordinar, scurtă-i viața. Mintea incapabilă de a se fixa trece de la un lucru la altul. Îndeosebi când este singur, omul nu mai poate suferi să stea în locul în care se află. Studenții, vă aduceți aminte, e sesiune, da? Vorbesc din experiența de 21 de ani cu studenții. E sesiune. Ne așezăm la masă. Începe eseul. Nu e, dar bun ar fi un ceai. Mă duc, fac un ceai, da? Deci nu am zahăr. Bun, merg în camera următoare, acolo, la cealaltă cameră, unde am mai împrumutat zahăr, acolo ce el scrie, la ce scrie, la cutare. Și te întinzi la vorbă. A, am venit după zahăr. Iei zahărul, îți dai seama că nu ai ceai de ăla de care ai dori, că ai numai de tei. Dacă vei ceai de tei, atunci adormi. Deci îți trebuie ceai negru. Intri în camera următoare și te duci și întâlnești alt grup care are un părtășii la cântare. Stai cu ei, cânti două cântări că și-ți plac, după care vii cu ceaiul, între timp s-a răcit apa. Pui din nou apa, bei ceaiul, scrii două rânduri, după care, bineînțeles, ceai, trebuie să te scoli din nou, să te duci, iar vii. Și acum ar fi bun o cafea. Și repezi ritualul. Și te trezești după 6 ore de muncă intensă și obositoare că ai scris o palmă de text. Nu poți să stai locului. Recunoașteți simptomele. Și gândiți-vă că astea scrise în urmă cu 1600 de ani. În general, citesc din nou, în general ea, Achedia, îl împinge pe om să caute cu orice preț întâlnirea cu ceilalți. Parcă ar fi intuit Facebook-ul. Aceste întâlniri nu-i sunt obiectiv vorbind cu totul necesare, dar târât de paltimă, el se resimte ca atare căutând pretexte bune pentru a le îndreptăți. Relațiile sale cu oamenii sunt cel mai adesea ușuratice, întreținută prin vorbărie de șartă, născută din curiozitate fără rost. Pagina 168. Mai interesant este că pe următoarele pagini, până la 174, părinții bisericii văd în Achedie, în această stare de plictis, moleșeală, lene, de lăsare, principalul obstacol al rugăciunii. Nu-i se pare interesant? Pentru că în rugăciune trebuie să investești pasiune. Trebuie să arzi pentru ceva. Trebuie să arzi ca o lumânare aprinsă la amândouă capetele. Renevirea înseamnă, pe de altă parte, și o fracturare a relației de autoritate. Este începutul morții lăuntrice. Este lipsă de ascultare pe lungă durată. Ce legătură are autoritatea cu renevirea? Revolta tacită, lăuntrică, permanentizată. Adam nu ascultă, păcătuiește. Știți ce face? Imediat își ia concediu. Într-un tufiș. Nu mai lucrează grădina, se ascunde. Dar alaltă ieri, era numai el cu nevasta. Nu a îngrijit de grădină gol. De ce se oprește? Dintr-o dată paralizează. Dintr-o dată împietrește. Adam se odihnește în păcat, în ascundere. Este static. Acesta este unul din mecanismele lenevirii. Revolta împotriva stăpânului. Stau. De ce stai? Și așa nu mă plătește. Stau. De ce stai? Lasă că am lucrat destul în anii trecuți. Stau. De ce stai? Pe mintea mea a luat proiectele alea europene. Acum să mă plătească fără să muncesc. Revoltă împotriva autorității. N-ai puterea de a te duce și de a-i trânti în nas ușa șefului și să spune mă duc la altă firmă care mă plătește mai bine. Dar îi furi timpul. Leneș și odihnă, relaxează-te, fii fericit, fii tu însuți. Acesta este nou trend. Să nu confundăm însă, și aici trebuie să fac o paranteză foarte necesară, și sper din toată inima să nu vă apucați de muncă
haotic acum, după această conferință. Zici, gata, am învățat din Scripturi, trebuie să ne apucăm de muncă, nu o să ne mai oprim. Așa cum nu trebuie să te apuci haotic de curii de slăbire, trebuie să te apuci de postul de curii de slăbire, la fel sper să nu vă apucați de muncă, să vă munciți. Eu sper să vă apucați de lucru, de lucrare, nu să vă munciți, să vă chinuiți. Să nu confundăm lenea cu odihna necesară. Citind un studiu de tot în această perioadă, am descoperit că după descoperirea becului, generațiile care au urmat descoperirii becului dorm cu 500 de ore mai puțin, să odihnesc, mai bine zis, cu 500 de ore pe an mai puțin. Toți suntem într-o stare de neodihnă cronică. Faptul că ne putem prelungi ziua ne-a adus în starea în care cei care lucrează în mediul urban, mai ales în marile companii multinaționale, se odihnesc în medie 4 ore pe noapte. Știți ce înseamnă asta? Jumătate de când ar trebui să dormi. De aici avem atâția nevrotici, de asta ești claxonat, nebunești în trafic, de asta ne irităm așa de ușor, de asta cedăm la un moment dat. Odihniți-vă, dragii mei. Nu confundați odihna cu lenea. Da, este adevărat. Înainte de orice sărbătoare este postul, este întristarea și după aia sărbătoarea, așa cum este lucrarea și după aia odihnă. Am spus ceva de concedii. Avem niște prieteni și îmi povesteau cu umor, acum au aproape 30 de ani de căsnicie, zice, știi cum ne-am petrecut noi luna de miere? Am zis, luna de miere, ne-am luat circuit prin țară și am făcut circuit. Și am luat-o așa, de la Iași, Bârlad, Constanța, Tulcea, Craiova, Timișoara, Arad, Oradea, Suceava și retur. Ne-am nenorocit. Este comun ce vă spun acum, plecăm în concediu? Plecăm în concediu și plecăm în 10 locații diferite, dintre care două hoteluri, unul cu purici, și trebuie să faci reclamații, trebuie să te muti, trebuie să te ducă la 3 noaptea, că atunci descoperi, nu? Purici la 3 noaptea descoperă. Deci te scoli, te duci, faci reclamație, te ridică, te trimit în alt hotel, certuri și tensiuni, după care la celălalt s-a greșit programarea. Ei spun că n-au primit e-mailul tău, din nou scandal, reclamații, plus o defecțiune la mașină. Îți explodează vasul de expansiune și stai undeva pe autostradă în Germania, neștiind exact unde ești, așteptându-ți prietenii să te remorcheze, că ar fi prea scump dacă îi chem pe îngerii galbeni. Asta e concediu? Probabil și dumneavoastră ați avut concedii din astea ratate. Și am descoperit, poate asta vine cu bătrânețea, că cel mai bun concediu este într-un loc cunoscut, la îndemână, eventual acasă, dacă nu la mama la țară. Undeva unde găsești ușor, undeva unde când te scoli în mijlocul nopții, nu trebuie să te gândești, oare unde sunt în momentul ăsta, care este drumul până la... Tranquilitas, spune latinul, liniștire, să-ți liniștești sufletul. Noi plecăm în concedii și ne agităm mai mult, muncim mai mult, ne obosim mai mult și cred că vorbesc pentru majoritatea urbanilor dintre noastre, venim de obicei mai obosiți din concedii. Am adus aici un arc, este un arc pentru vânătoare de leneș, glumesc. Este foarte ușor să vânezi leneșii pentru că stau locului. Dacă ai vâna orice altceva, apropo, vânătoarea în România este cu totul interzisă, dar acesta este un arc autentic, este un arc făcut după toate regulile unui arc și l-am adus pentru că este cel mai bun exemplu. Dacă ar fi fost un arc făcut altfel, n-ar fi ilustrat așa de bine principiul unui arc. Când te duci pe terenul de tras cu arcul, să spun câteva reguli simple, mai ales dacă ai un arc natural dintr-o singură bucată ca acesta, este o singură bucată de salcâm, tratat după toate regulile tratării meșteșugarului de arc și prima lecție pe care ți-o spune constructorul este că arcul trebuie să stea tot timpul descordat. Numai în sesiunile de tragere stă încordat, pentru că altfel își pierde puterea. Dacă l-aș ține așa la mine ca să-l expun în casă, ca bibelou, în 2, 3, 4, 5, 6 luni maxim și-ar pierde puterea și-ar fi absolut inutil. La momentul actual are o putere de tragere de 60 de pounds pentru cei care sunteți acomodați, adică este un arc
extrem, extrem de puternic. Dacă l-aș ține doar așa, în acest fel de odihnă, tensionată, și-ar pierde cu totul puterea. Sunt câteva lecții pe care le-am învățat cu nou meu hobby. Cei care nu știți mai multe despre mine, la fiecare 2 ani îmi schimb hobby-urile, este cea mai bună metodă de a rămâne cu mințele întregi. Prima regulă a arcului, să nu stea tot timpul întins. 2. Stă întins numai când lucrează, pe sesiunile de tragere. 3. Să nu tragi niciodată în gol. Dacă acum aș fi dat drumul la coardă, ar fi fost extrem de toxic pentru tensiunile din arc și dacă nu ai săgeată în arc, în momentul când îi dai drumul, toate cele vibrații se transferă în fibra lemnului și la un moment dat poate crăpa. Deci nu, să nu tragi fără obiectiv, să nu tragi fără țintire și fără să fie armat corect arcul. Să armezi corect înseamnă să tragi la o lungime de braț și armarea corectă este când simți în colțul gurii pana de la săgeată. Atunci ai tras de ajuns. Dacă tragi destul de tare, nu numai că merge mai departe, chiar dacă merge aproape, ținta este mai exactă. Dacă nu armezi corect, îți cade săgeata în fața ta. Și al cincilea lucru, ai dreptul la 4 ratări. 4 sau 5 săgeți de orientare. După care tragi intuiție și memorezi musculatura, practic, cum te încordezi și în felul acesta tragi. Ce înseamnă asta din punct de vedere spiritual? Nu sta tot timpul încordat. Dacă stai tot timpul încordat, te vei uza atât de mult încât la un moment dat îți vei pierde puterea. O altă lecție spirituală, ai dreptul la ratări. Dumnezeu însuși s-a odihnit și a evaluat, a stat și la un moment dat a spus ceva nu-i bine. O săgeată a intrat în ricoșeu. Nu este bine ca omul să fie singur. Hai să corectăm ținta. Dragul meu, sunt înconjurat de perfecționiști. Soția mea este o perfecționistă, fiica mea este o perfecționistă și ele vor să tragă tot timpul din prima săgeată la țintă. Este permis să greșești. Este permis să înveți. Nu poți face nici la clasa întâia primul bastonaș din prima. Odihnește-te în ratările acestea inițiale. Ai dreptul să ratezi din când în când. Ritmul pe care ar trebui să-l păstrăm de descordări și încordări, 1:6 ne învață Scriptura. Muncește 60 de minute, odihnește-te 10. Muncește 6 ore, odihnește-te o oră. Muncește 6 zile, odihnește-te un zi. Muncește 6 luni, întrerupe prin concediu. Muncește 6 ani. Bine ar fi un an să încerci să faci în aceeași meserie, dar altceva. Știți că s-a inventat între timp în Occident anul sabatic? Mă rog Domnului să ajungem și noi la acest fel de odihnă activă. Ce este pseudo-odihnirea sau escapismul? N-am găsit un sinonim pentru acest barbarism, escapism, care arată spre, iarăși n-am găsit, burnout. Ce este escapismul? Escapismul este o pseudo-hărnicire și o pseudo-lucrare, o lucrare mincinoasă. Nu mă consider un om leneș. Dar de multe ori am fugit de responsabilitate, făcând alte lucruri bune, utile, duhovnicești, spirituale și de necondamnat. Escapismul înglobează în sine ca și concept tot ceea ce v-am spus mai devreme despre lucrul în sesiune. Iată ce mi s-a întâmplat mie. Eram în finalul lucrării doctorat în 2003, m-am dus să-mi predau lucrarea de doctorat, s-a uitat coordonatoarea la mine și mi-a spus: domnul Crucero, ați făcut o greșeală metodologică fundamentală. Am priceput imediat despre ce-i vorba, m-am întors cu cele aproape 500 de pagini, m-am întors scrâșnind din dinți pe tot drumul de la București la Oradea, am pus teza jos și 2 ani mi-am căutat de lucru. Și anume unde? Am început să fac misiuni. M-a apucat dorul de misiuni. 50.000 de kilometri pe an. Sunt ani în care am făcut cei mai mulți kilometri cu mașina. Dacă era undeva de condus, mai bine în spatele volanului decât în fața computerului, încercând să-mi corectez greșeala metodologică. Știți unde era Augustin? Însufla în ceafă prin Oltenia. Atunci am înțeles pe pielea mea ce înseamnă escapism. Să faci orice altceva în afară de lucrul la care ești chemat. Escapismul este una dintre bolile cele mai întâlnite la cei care lucrează la proiecte de lungă durată. Este o formă de lene, pentru că atunci și acolo pentru tine
este greșit. De ce ne plictisim? Ce-i cu plictisul? Plictiseala, etimologic vorbind, vine din neogreacă din perioada fanariotă. Forma expresiei este m-a apucat nixis plixis. Adică o formă de plictiseală cumplită. Are și forma lictis plictis, de unde vine plictiseală, și este un aorist, plixa, de la verbul pliso sau mai vechi pleso, care înseamnă foarte interesant a supăra, a agasa, a irita, a enerva, a cicăli și a te distra în același timp. De unde vine? De la asta. Stai și bați cu degetele în masă. Este la fel ca panarițul de discotecă. Panarițul de discotecă este în momentul când și a observat individul care are panarițul de discotecă, în momentul când după o noapte întreagă de făcut așa, i s-a îmbolnăvit degetul. Este genul acela de activitate care sâcăie pe ceilalți. Când vezi pe cineva că bate cu degetele în masă, te irită, el nu se distrează nici tu și devine o formă care este învecinată pentru noi astăzi cu clicăiala mouse-ului. Această navigare continuă în care ne creează și foarte interesant mi se pare că Dexul, pe care îl consider foarte spiritual, pune în dreptul plictisului gol sufletesc. Plictiseala este un gol sufletesc. Dragii mei, câți dintre noi n-am stat anesteziați în fața computerului clicăind enervant și pentru noi și pentru alții, mouse-ul, încercând să scăpăm de noi înșine din cauza faptului că avem un vid sufletesc imens în interiorul nostru. Nu este paradoxal că noi suntem mai obosiți și mai plictisiți decât bunicile noastre care creșteau câte 10 copii spălând cu mâna la râu? Nu este paradoxal că ne plictisim și suntem mai obosiți decât bunicii noștri care trăgeau la coasă și veneau frânți și arau cu calul? Noi care suntem înlocuiți de mașinile, de spălat, cu tot felul de programe care îți stoarce, îți spală, îți murdăresc hainele iarăși și iarăși ți le spală. Ce este plictisul? Fascinantă stare. Plictiseala este una dintre cele mai fascinante stări. Cu mare cătare la adolescenți în special, ne însoțește până la bătrânețea senilă și este o stare care vine ca și consecință a lenevirii. Este vârful icebergului. În momentul când ai ajuns la forma de plictis, lenevirea temporară este clar că se transformă într-o cronicizare a trândăviei care apare permanent. Starea de plictis este starea intermediară între lenevirile pe care ne apucă pe fiecare din când în când spre starea de cronicizare a leneviei. S-a făcut un experiment foarte interesant și asistenții sociali ne pot confirma acest lucru. În urmă cu câțiva zeci de ani se considera că în azilul de bătrâni, bătrânii merg ca să se odihnească de tot ce au făcut în viață și să aibă relaxare, să stea să uite, să privească păsările, să miroasă iarba proaspăt tăiată. S-a descoperit, făcându-se studii, că după ce intră în azil, adică în maximum de confort, unele au rămas văduve cât au îngrijit un bărbat bolnav, a fost în stare de sănătate foarte bună, după ce intrare în azil, adică la odihnă, după încetarea activității, în 2-3 luni, fie apărea demența senilă, fie unii își sfârșeau viața. Mai ales bărbații mor rapid după ce ajung la repaus total. Și cuiva i-a trecut prin cap următorul experiment. Bătrânelile acestea care se plictisesc de moarte și, observați asocierea, se plictisesc de moarte. Literal. Bătrânelile acestea care se plictisesc de moarte, hai să le dăm ceva de făcut. Să facă botoșei și căciulițe să croșeteze pentru copii. Știți ce s-a întâmplat? Când au venit mamele care au primit cadourile cu copilașii îmbrăcați cu căciulițele și cu botoșeii respectivi, i-au adoptat ca nepoți instant. Să mai veniți pe la noi. Și au început să lucreze pentru că s-au simțit utile. Și toată energia care le-a mai rămas s-a focalizat spre relație, spre iubire, spre acel tip de comunitate, microcomunitate care s-a creat în jurul lor. Și în felul acesta s-a rezolvat problema. Și dacă au sfârșit viața, au sfârșit-o împlinită având nepoți adoptivi. Mai observăm un lucru legat de plictiseală. Ați observat copiii nu se plictisesc? Cei care ați crescut copii, îi luați pe genunchi și îi dai odată. Ce spune copilul? Mai vreau odată. Și îi dai odată. Mai vreau odată. Dar nu te-ai plictisit? Nu, mai vreau odată.
și faci cu el de zeci de ori același lucru. Nu ne spune, eu cred că Domnul Mântuitorul când ne spune să fiți ca unii din acești micuți, ne spune și acest lucru, să nu vă plictisiți precum ei se plictisesc, pentru că copilul vede o lucrare în joacă și în joacă o lucrare. Și probabil una dintre soluții de care să ne apropiem imediat este aceasta, să-ți privești lucrarea cu plăcere ca o joacă și să transformi orice lucrare într-o joacă din aceea senină ca a copilului care nu se plictisește niciodată de lucrare. Pentru un exemplu de displazie, discronie, uitați-vă la exemplul lui Maria și Marta, trecem peste acest exemplu și ne apropiem de soluții. În general, ca și concluzie la această parte, orice formă de irosire de sine, fie în carierism deșănțat, fie în roboteală, fără sens, pentru cât mai mulți bani, cu o formă, este o formă de lenevire în sensul în care ești cu totul deplasat, cu totul distopic și discronic, unde nu trebuie să fii, tu ești acolo și atunci, într-un atunci și acolo cu totul greșit. Care e soluția? Haideți să ne uităm în sfârșit la furnică. 7 lucruri pe care le putem face pornind de la acest text și apoi o să ne uităm la cel mai harnic, la Domnul Iisus Hristos și cu asta o să încheiem. Prima mișcare pe care ne-o recomandă Scriptura este du-te, scoală-te, mișcă-te. Ești avară, du-te la grădina zoologică, du-te la grădina botanică, privește natura. Toxic obicei și nenorocit lucru, să-i luăm pe copiii noștri, să-i punem în fața computerului, că stau liniștit, îl pun la Cartoon Network, stă acolo perplex, înțepenit, catatonic, privind la imagini care se mișcă cu violență, este cu totul anesteziat mental, creierul lui este distrus în loc să-l scoatem afară. Și ne mirăm că de ce devin alergici, știți de ce devin alergici? Pentru că nu mai mănâncă găinați din greșeală, cum am mâncat noi. Pentru că nu se mai joacă cu pietricele, luau bomboane și lua pietricica și o băga în gură. Descoperă el că nu-i bună până la urmă urmei. Dar alergiile sunt boala copiilor hiperprotejați, păstrați în spatele tabletelor, du-te la furnică. Primul lucru pe care îl poți să-l faci pentru un prieten care este leneș este să îl iei de sub braț, să-l scoți afară din casă și să-l faci să facă câțiva pași în natură, mișcă-l. Dragii mei, este atât de terapeutic să te miști în natură, să privești creația lui Dumnezeu. Este atât de sănătos. Am trecut în anii din urmă la milimetri de o depresie. Unul din lucrurile care m-au salvat a fost că m-am rătăcit intenționat. Mă duceam în natură, pe coclauri și mă rătăceam intenționat, căutând calea înapoi. Este atât de terapeutic în momentul când nu mai ai chef de nimic. Când ești pe platou, să găsești un motiv să te întorci acasă, la copii, la familie, nu mai ai resurse de apă, nu mai ai resurse de hrană, ești singur în pădure cu un cuțit și atât. Și vrei să te întorci înapoi acasă. Du-te, mișcă-te, ieși afară. Ieși din locul în care ești ispitit să fii leneș, să te imobilizezi, să clocești. 2. Fii atent. Unul din lucrurile pe care sper că le restaurează Domnul când le răscumpără pentru fiecare din noi este capacitatea de atenție. Este unul dintre lucrurile cele mai dificile de restaurat. Să te uiți împrejur cu atenție. Du-te la furnică, leneșule, și spune, privește cu băgare de seamă. Uite-te la căile ei. Când ați privit ultima oară cu răbdare un paianjen care își face plasa? Paianjen, nevasta, adu mătura! Să stai pur și simplu câteva zeci de minute, poate dura ore, să te uiți cum lucrează în înțelepciunea ei. Care este înțelepciunea? Că învață înțelepcesc și de aia, nu pentru că ea are înțelepciune, are un program. Ea își respectă identitatea ei, furnică și trăiește furnicește. Îi paianjen și trăiește paianjenește. Este leu și trăiește ca un leu. Își trăiește identitatea. Înțelepciunea pe care o poți căpăta uitându-te cu băgare de seamă este să vezi că își urmează programul pe care Dumnezeu i l-a fixat. Uită-te cu atenție. După nașterea lui Noah, am căpătat înțelepciunea de a mă uita perplex la el și de a sta să mă uit la un copil cum dă din picioare ori întregi. Dă din picioare și face mișcări în care începe să-și dezvolte orientarea și văd cum se dezvoltă neuronal. Este o mare, mare lecție să privești la toată creația lui Dumnezeu și să te bucuri de privit. John Stott, puțin dintre dumneavoastră știu că are multe cărți teologice, dar printre cărțile teologice are o carte surprinzătoare despre privitul păsărilor. Ornitologia a fost una dintre pasiunile lui și se scula, când a venit în România, s-a sculat la 5 dimineața să se ducă să asculte
păsările. Privește natura. 3. Umilește-te. Să mă duc eu să mă uit la o furnică? Păi da, că Domnul și Mântuitorul spune, uită-te la un copil. Să te cobori la hexapodă și să te uiți, să o privești, este un act de smerenie. Adică eu, marele, am o lopată de creier și aia n-are un milimetru de creier și eu să învăț de la ea, păi ce, să ne umilim în halul ăsta? Leneșul se autoconservă din mândrie, eu nu pot învăța de la nimeni. El este prea mare, este prea puternic și uitați-vă la rugăciunea de lui Efrem Siru, ferește-mă de dorința de stăpânire. Când te duci să te înveți de la o furnică, trebuie să te compari cu ea. Compari nemernicia ta cu hărnicia ei, statul tău cu mișcarea ei. Și atunci imediat te arunci în micime și te smerești. 4. Înțelepțește-te. Învață de la ea și transferă-le în contextul ei. Ce anume face furnicarul un motor lăuntric și ne spune Scriptura, uite care e înțelepciunea ei. N-are stăpân, dar urmează programul. Nu îi spune nimeni ce să facă, nu trebuie să uite pe sub sprâncene la șeful care îi ordonă, nici să dea raport și totuși face cu hărnicie și să leagă una de cealaltă și pot trage după ele cadavrul unei păsări moarte și o duc înspre cuibul lor. Ce le face să organizeze așa? Care este lucrul care le determină să fie ceea ce noi am putea spune altruiste? Dacă tu lucrezi doar de zbir, de șef, ești sclav. Un personaj din anecdotele românești la un moment dat se duce la unchiul său și spune, unchiule, mama mă abuzează. Mă trimite în fiecare dimineață la ora 3 noaptea să stau la rând la lapte, era pe vremea lui Ceaușescu și abuzează libertatea mea. Deci eu nu mai vreau să fiu un om liber și nu mai vreau să mă duc la lapte și să mă pun acolo la coadă și să aștept. Și unchiul, un om înțelept, spune, excelent, vreau să fii liber, îți voi da secretul libertății. Scoală-te singur la 2:30, du-te la 3:15 singur și stai la rând la lapte. Asta este eliberarea. Fă din proprie inițiativă. Asta este înțelepciunea furnicii. N-are nici șef, n-are nici zbir, n-are nici bici, n-are nici sclav, dar face ceea ce trebuie să facă. Asta e înțelepciunea grea. Asta este dreapta cumpănă de care vorbește Steinhardt și toți ceilalți, toată înțelepciunea orientală. Cum găsim să facem ceea ce trebuie, ceea ce este necesar și să luăm bisturiul acela, să separăm din viața noastră și să decupăm ceea ce nu este necesar să facem. Că facem o grămadă de lucruri care nu sunt necesare și de care nu este nevoie. 5. Planifică. Asta înseamnă că ai descoperit deja un plan pentru viața ta. Asta înseamnă că deja te-ai întâlnit cu Creatorul care îți revelează un plan. Și probabil, dragii mei, suntem leneși mulți dintre noi pentru că relația noastră cu al nostru Creator și Programator Suprem este frântă, fracturată. Nu te-ai mai întâlnit în răcoarea dimineții. Observați la Hristos un lucru și vom reveni pe scurt la El. La El 2 ore sunt clare. Ora rugii și ora crucii. În rest, Domnul trăiește fără program. Dar un lucru este fix și de nemutat de acolo. Se întâlnește și dacă Hristos însuși a avut nevoie de această programare zilnică, se ducea în rugăciune și petrecea în agonie înaintea Tatălui, aflând planurile pentru ziua respectivă din gura Stăpânului și Tatălui și Împăratului și acelui care era una, Dumnezeu adevărat și El, Dumnezeu adevărat și celălalt. Oare nu avem noi nevoie? Slugile Lui? Planifică. Planifică în funcție de ce? În funcție de ce ai tu chef să faci astăzi, nu cunosc multe persoane care se scoală dimineața și să-și frece mâinile și spune un chef de muncă extraordinar, nu mă poate opri nimeni, mă duc la 6:30 dimineața, deși programul începe la 7. Puțin veți găsi așa, probabil există. Redescoperă comunitatea, societatea și biserica. Leneșul este individualist, se vede ca un individ izolat care trebuie să consume. El mănâncă resursele, nu este ontologic condependent de ceilalți. Când descoperi comunitatea care are nevoie de tine, nu mai poți dormi. Maica Tereza de Calcuta umbla smulgând șobolanii din rănile celor care erau bolnavi de lepră. Și ce-o făcea pe femeia asta mică de 1,50 m să facă acest lucru eroic? Și ea a trecut prin depresii cumplite, a trecut prin pasaje, acum că se publică jurnalul ei, vedem cât de greu i-a fost să facă acest lucru. Ce a făcut-o să facă? Dragostea pentru celălalt. Ești leneș pentru că nu iubești. Motivul prim este că nu știi cine ești, motivul al doilea este că ți-ai întrerupt relația cu Creatorul și motivul al treilea este că nu iubești.
Dacă ne gândim la cele care sunt arhetip ale hărniciei, furnica și albina. Furnica trăiește în mușuroi și albina trăiește în stup. Sunt harnice de ce? Pentru că au o comunitate de care trebuie să răspundă. Este un grafic, se poate găsi, dacă dați un simplu Google, un simplu Google despre viața albinei. Are 28 de zile în perioada de cules și trece prin toate fazele. În final, sfârșește ca luptătoare și lucrează la ordiniș, la erisire, sacrificându-se în momentul când vine primejdia. De ce? Pentru că are de apărat o comunitate. Și 7, contemplă dezastru în acțiunii tale. Scriptura îți dă o perspectivă. Sărăcia vine peste tine ca un om înarmat. Ești sub stare de asediu. Este un război nedrept. Vei pierde. Stând astăzi, vei pierde mâine. Asediul sărăciei, al plictisului, vine împreună cu celelalte sărăcii. Sărăciri. Și ultimul lucru, să ne uităm la Iisus, omul cu totul harnic. În urmă cu câțiva ani, aveam o întâlnire la fiecare început de an cu un grup de prieteni și dădeam socoteală unii altora. Și fiecare dădeam socoteală de anul care a trecut și cu agendele pe masă, cu obiectivele pentru anul următor, ne planificam cumva să vedem ce o să realizăm și la sfârșitul anului care tocmai începea să ne cerem socoteală de realizări și de nerealizări. Știți ce am descoperit? Că agendele noastre s-au îmbolnăvit de evenimente și activități. Locuri exacte, planificări riguroase, acțiuni ciclice și făptuiri ritmice. Am descoperit fiecare dintre noi că eram atât de ocupați încât calendarele noastre electronice de această dată urlau activități suprapuse, activități suprapuse, activități suprapuse. Anul meu era prevăzut și previzibil. Și atunci am decis să mă opresc. Se întâmpla în 2008. După ce în 2007 am trecut pe lângă un atac de inimă care era să mă mute de pe suprafața pământului despre care am povestit. Atunci am scris un text care se numește Carpe Diem, culege clipa prezentă. Discutăm despre programe, planificări, agende. Știți cum arată agenda lui Iisus? Primul lucru pe care l-am observat despre agenda lui Iisus a fost concentrată pe oameni și pe zone. Pierde timpul cu artă. Stă și discută ore întregi cu o ratată de samariteancă disprețuită de toți. Pierde ore întregi cu un om care nu s-a predat la predica lui, Nicodim. Cu trei prin zone care îl resping, prin zone interzise, ca Samaria. Dacă te uiți din perspectivă umană, tot timpul Domnul are un talent extraordinar de a călca în toate străchinile posibile care irită pe toți. Este tot timpul la timpul nepotrivit, cu oamenii nepotriviți, ăla care, uite, cu vameșii și cu păcătoșii și cu femeile stricate, aia nu e o companie de om sfânt. Noi am fi aranjat o întâlnire la marele preot, dacă el nu vrea, să vezi ce o să facă, să vezi ce o să facă, garantăm, punem pareu, să vezi că se duce la templu și face panoramă. Face bananamă, umblă pe acolo cu biciu, îi spune pe toată lumea în cap, dom'le, cu asta nu se poate. Este imposibil, este imprevizibil. Ca Dumnezeu. Nu? Ca Dumnezeu. Dragii mei, în momentul când începi să trăiești în ritmul lui Dumnezeu, începi să devii imprevizibil. Începi să te manifesti ca El. Dumnezeu pe pământ are un program fascinant, pentru că vânează, este un pescar de oameni, vânează oameni. Dacă ne uităm la Domnul, este aparent, dar numai în aparență, discronic și distopic față de mandatul lui. Agenda lui nu este plină, nici a lui Pavel, nu este plină cu întâlniri. Știți când se întâlnesc cu oficialitățile? Știți când dau o audiență la mai mari zilei? În zilele morții, în persecuție. Atunci când este pregătit să fie biciuit, Domnul și Pavel să fie decapitat. Domnul și Pavel sunt doi supracalificați. Foarte interesant cum doi supracalificați fac niște treburi cu totul nedemne de ei înșiși. Iisus spală picioare puturoase. Pavel coase corturi din păr de cămilă. Nepotrivite îndeletniciri pentru niște oameni care au deschimbat lumea. Nepotrivit îndeleniciri pentru oameni care ar trebui să aibă un program cu agende, cu audiențe și cu întâlniri. Domnul și apostolii mai târziu au investit nu în proiecte, ci în persoane. N-au avut ore fixe, ci intervaluri.
N-au avut întâlniri la punct fix, ci zone de interes. Uitați-vă la Evanghelie. Se dau nume de oameni și de locuri, nu-i așa? Uitați-vă la scrierile pauline, se dau nume de oameni și de locuri. Ni se descriu case, săli, evenimente precise? Nici de cum. Ni se descriu o atmosferă de lucru intens în inimile oamenilor. Al treilea lucru pe care l-am mai descoperit este că Domnul și ucenicii și apostolii sunt deschiși la un mecanism de schimbare a planurilor care vine de sus. Un vis modifică planurile lui Iosif și Maria și nu există frustrare că planurile s-au modificat. Furtuna cade exact la locul potrivit și Domnul o folosește ca să le dea o lecție. Lipsurile cad la locul potrivit și Domnul folosește să înmulțească pâinile. Aș compara pentru cei care sunteți interesați de acest lucru. Domnul trăiește nu la dativul exact. În limba greacă dativul este exact, dativul cu N, ci trăiește într-un acuzativ al intervalului care se mișcă dintr-o parte în alta. Noi ne măsurăm viața în minute, în secunde, trebuie să fiu la ora cu tare, la ceasul cu tare. Asta este Cronos. Și Cronos este devorator. Domnul trăiește în Kairos, în momentul potrivit. Vedeți? El spune, Domnul, vremea secerișului. Ce spațiu larg, ce interval generos. Lenea, dragii mei, este unul dintre cele mai dulci și perverse păcate. Pentru că e chemarea raiului în ea. Pentru că e o chemare a odihnei, a unei odihne active, a unui lucru, dar un lucru pe care l-am ratat. Lenea este tânjirea aceea după a-ți îndeplini mandatul și stai în așteptare și zăbovești încă pentru că ai vrea să fii la lucru ăla care ți-e potrivit ție. Și leneșii pe care uneori îi identificăm ca leneși nu sunt leneși în toate lucrurile, ci numai în acele lucruri în care sunt cu tot incompetenți. Uitați-vă la copiii care sunt etichetați ca leneși, care sunt duși la școală de urechi, spune, leneșule, obraznicule, s-ar putea că el să nu fie făcut pentru aia. Noi vrem să-l facem neapărat intelectual și îl forțăm să devină, când în copilul ăla s-ar putea ascunde un meșteșugar extraordinar, în copilul ăla s-ar putea ascunde o bijuterie de lucrător, de lucrător în altă direcție decât îl formează școala. S-ar putea să descoperi că acelui copil îi place să împăturească hârtii cu artă, îi place să deseneze, dar este cu totul leneș și inutil la matematică, dar noi vrem să-l facem niciodată intelectual. Vrem să-l facem intelectălău. Și îl deformăm și ucidem sufletelul. Asta este programul școlii generale. Programul școlii în care copiii, cum v-am mai spus și altă dată, sunt obligați să memoreze comentarii literare. Deci, doamna profesoară, deci copii, vă rog să scrieți. Amintiri din copilărie. Reprezintă. Copilăria copilului universal. Genial! Să nu cumva să vă abateți. Și la teză, vă rog să reproduceți același lucru. Copilul acela va deveni un leneș încăpățânat la limba română, dacă vrea să-și salveze sufletul. Dragii mei, mai este un alt aspect. Uneori, ne înhărnicim. După ce am terminat cu obligațiile și suntem cât de cât liberi și am devenit adulți și nu ne mai presează școala, zicem, în sfârșit, acum pot să fac ce-mi place. Și confundăm lucrurile. Și ne înhărnicim și spuneam, acum este vremea pentru lucrarea Domnului. În sfârșit am terminat cu proiectele astea minore, în sfârșit ne-am ajuns cât de cât și acum să-L slujim și pe Domnul. Și venim și discutam cu un membru într-o biserică mare. Zice, mă uit la coriștii din corul nostru și avem vreo câțiva zeci și avem o orchestră simfonică întreagă. Și mă uit la unii dintre ei și pe unii cunosc, știți de ce vin la cor? Pentru că le place. Pentru că pentru ei e ca un hobby. Pentru că găsesc satisfacție. Și de ce vin la cor? Pentru că îmi place. Am vrut să cânt întotdeauna în corul școlii, dar nu m-au primit. Dar acum, uite, la corul bisericii mă primesc. Și îmi place. Știți care e problema cu acest om care abordează lucrarea aceasta ca pe un hobby? Pentru că atunci când nu mai are chef, nu mai vine. Pentru că atunci când îi suprapun două programe, nu mai vine.
În momentul când își schimbă perspectiva și vede cine este el, un slujitor al Domnului prin cântare, cu laringele, în momentul acela o abordează ca pe o misiune, nu ca pe un hobby. Perspectiva se schimbă complet și spune, eu nu mă mai duc acolo să mă distrez, când eu mă duc acolo în lucrarea Domnului. Mentalitatea misionară începe să activeze și în momentul acela urmez pe calea lui Hristos și ascult porunca Domnului, faceți toate lucrurile ca pentru Domnul. Singura scuză pe care oamenii să fiu răgușit în forma cea mai dramatică posibilă și să nu pot cânta. Dragii mei, slujirea de orice fel, lucrarea de orice fel, presupune în primul și în primul rând o rezolvare a problemei identității. Cine sunt eu de fapt? Și cam cu ce mă ocup eu pe suprafața pământului? Pentru ce faci umbră pământului? Cum m-a întrebat maică-mea la 14 ani când am luat buletinul. Care-i rostul tău? Dacă ar trece Iisus pe lângă tine astăzi, în locul șederii tale și te-ar întreba, tu, cine ești? Ai ști să răspunzi la această întrebare? Eu, Doamne, eu sunt Matei Vameșu. Îmi place. Sunt un foarte bun contabil. Și cred că sunt performant în lucrul meu. Apoi vei auzi, vină după mine și urmează-mă. Răspunsul multora dintre noi, dacă ar fi un răspuns onest, ar fi cam așa. Mi-e lene, Doamne. Mi-e foarte lene. Știi de ce? Pentru că urmarea ta presupune sacrificiu, presupune schimbarea locului, a programului, presupune pierdere, presupune să nu mai stau la pescuit, presupune să nu mai stau la vamă, presupune să nu mai ocup cu lucrurile mele, presupune schimbarea priorităților, presupune schimbarea identității, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, presupune o reinventare de sine și nu-mi place, e prea comod așa cum am obișnuit și nu-mi place să mă reinventez tu, să suport această naștere din nou, adică să moară omul vechi și să mă nasc din nou și să devin din fost pescar, pescar de oameni. Domnul a vrut să le dea această lecție în Ioan, capitolul 21. Nu scăpaseră încă din identitatea veche și se credeau harnici pescari și s-au sculat în răcoarea dimineții și s-au dus ca niște pescari harnici și competenți și au petrecut ca niște pescari harnici și competenți, pricepuți, toată noaptea. Și Domnul le-a arătat. Ați prins ceva, băieți? Voi, aia din industria alimentară, ați prins ceva? Nu. N-avem nimic de mâncare. Păi nu ați înțeles, dragii mei, că am vrut să vă schimb complet identitatea și dacă v-am schimbat identitatea, v-am schimbat și lucrarea? Nu mai sunteți pescari, sunteți pescari de oameni. Asta face Hristos cu tine. Știi de ce suntem leneși? Pentru că nu avem curaj de a ne lăsa pe mâna Lui. Transformați, schimbați, reinventați. Sfatul meu pentru tine, dragul meu, ar fi ca în seara aceasta să te lași pe mâna Lui. Contorsionat, strivit, frânt, cum fac copiii cu plastilina, când nu le convine ce a ieșit, o trântesc de masă, o iau și o mototolesc cu mânuțele lor din nou și după aceea încep să o modeleze din nou. Așa face Dumnezeu câteodată cu noi. În momentul când vei avea curajul, sunt un avocat mediocru, mâine mă duc și îmi dau demisia. Și s-ar putea să trebuiască ca în următoarele luni să trăiesc prin credință, să am curajul să-mi fac o persoană fizică autorizată, să fiu vânat de ANAF și de toate celelalte, să-mi asum riscurile, să renunț la comoditate. S-ar putea ca Domnul să te cheme la o altă lucrare și este loc pentru toți în lucrarea Lui. Ești gata dacă Domnul Iisus Hristos vine la tine în seara asta să te întrebe cele două întrebări? Tu cine ești? Să-i răspunzi cine ești acum. Și după aia te întreabă, ai vrea să devii cine cred eu că pot să fac din tine? Și tu să spui da. Și atunci Domnul îți va spune, vino și urmează-mă, pentru că Tatăl meu lucrează, eu de asemenea lucrez și te voi pune și pe tine să lucrezi. Amin.